Prețurile la facturile de gaz și energie nu vor fi mai mari decât iarna trecută, spune ministrul energiei Sebastian Burduja, care a menționat că schema de compensare-plafonare este în vigoare până la data de 1 aprilie 2025. Pe factură, însă, din această lună apare o taxă nouă. Furnizorii de energie electrică din România vor factura tuturor consumatorilor un nou cost, din care vor fi subvenționate afacerile cu energie verde. Noua taxă va fi plătită exclusiv de furnizori, însă doar până în 1 aprilie 2025. Ca și iarna trecută, un consumator casnic nu va fi facturat cu mai mult de 31 de bani pe kilowattoră la gaz, acela este plafonul maxim, iar la energia electrică, în funcție de nivelul de consum, 68 de bani pe kilowattoră pentru un consum total sub 100 de kilowatt pe oră, pe lună, sau până la 1 leu și 30 de bani pe kilowattoră pentru un consum de peste 300 de kilowattoră pe lună. Chiar și așa, prețul facturilor va fi greu de suportat pentru persoanele vulnerabile. Nu se mai acordă ajutorul financiar pentru încălzirea locuinței în valoare de 1.400 de lei oferit anterior de guvern prin intermediul cardurilor de energie, deoarece nu există cadrul legal de reluare a sprijinului prin cardurile de energie. Prin urmare, în această iarnă, singura formă de sprijin disponibilă rămâne ajutorul pentru încălzire acordat prin intermediul primăriilor, sprijin cu o valoare maximă de 500 de lei, ce poate fi solicitat deja prin depunerea cererilor la direcțiile de asistență socială.